Frați și surori, prin harul Domnului, suntem din nou aici, împreună la părtășie și doresc pentru început să recapitulez în câteva cuvinte primele patru lecții. Creștinismul, având ca și carte fundamentală Scriptura, fie având în vedere Vechiul Testament în părțile lui componente legea dată prin Moise, prin revelație din partea lui Dumnezeu, fie având în vedere profeții, oameni inspirați de Dumnezeu, fie având în vedere psalmii, ca și oracole de comunicare între om și Dumnezeu, și cu atât mai mult Noul Testament, toate acestea îl prezintă pe Hristos și prin el îl vedem pe Dumnezeu deschizându-ne calea spre divinitate și veșnicie. În schimb, religiile păgâne sunt fondate de oameni sub inspirație demonică, așa numiți proroci mincinoși, care la rândul lor au cărți fundamentale. Ne-am oprit apoi în dreptul sectelor și am observat că ele sunt o intermediere între religii și creștinism. La rândul lor, organizațiile sectare au pe lângă Scriptură alte cărți. Spuneam despre adventiști că și cărțile Ellen White sunt literatura lor de bază, cât despre martori, nu doar că folosesc alte traduceri, dar îi alimentează pe oameni direct din cărțile lor de studiu, fără să-i lase să studieze în mod liber și curat Scriptura. Mormonii au Cartea Mormonului, cei cu botezul a doua oară, branhamiștii au cărțile lor. Mi-am amintit astăzi de un moment când, la sfârșitul unei seri de evangelizare în Cluj, un frate, să zic așa, a venit la mine cu asemenea carte și, cunoscând ce scrie în ea, i-am zis, du-te acasă și dacă mai ai asemenea cărți, ascunde-le pe toate și vreme de câteva luni nu mai citi în ele deloc, citește numai în Biblie. După aceea, ia una dintre ele și o să vezi dacă mai crește ce scrie în ea. S-a uitat omul la mine și a zis, chiar așa să fie? Chiar așa. Ne-am oprit apoi în dreptul confesiunilor creștinismului, urmărind istoric cum s-au format diferite biserici, fie cea catolică sau ortodoxă după schismă, fie cele de după reformă sau cele din prezent. De altfel, orice creds, credeu sau statut al unei organizații religioase am putea aprecia că este limitat, este influențat de conceptul oamenilor care l-au formulat, de filozofia vremii și de tradiție. Aminteam în final că oricare de noi trebuie să fie dedicat organizației, să facă totul pentru mântuirea membrilor, dar să nu fie legat de ea. Și dacă nu se mântuie nici pe el, nici pe alții, să o părăsească, ca și cum n-ar fi fost membru ei cândva. În mod normal, noi trebuie să funcționăm, cum a spus Domnul Hristos, un cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu. Și cu asta ați putea socoti un teolog care vrea să-și formuleze un crez adevărat, 13:52, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vestiria lui lucruri noi, acceptă reforma și lucruri vechi, păstrând ceea ce este corect și bun. În această seară, în prima parte, ne vom opri în dreptul lecției a cincea, mișcarea ecumenică. Adică este exact inversul dispersării în confesiuni. După ce oamenii s-au stabilizat în atâtea organizații confesionale, interconfesionale, după anul 1800 au apărut primele tendințe de reunificare. Expresia de ecumenism derivă de la expresia greacă
oikomene, ceea ce ar însemna toată lumea, însă în Scripturi expresia de toată lumea apare în mod bivalent. De exemplu, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, Domnul Iisus Hristos spunea de la versetul 16, un cuvânt arhicunoscut: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Deci, în mod cert, cu siguranță, Dumnezeu ar vrea și ar putea să mântuiască toată lumea. Dar, datorită căderii în păcat și ascultării de diavol, spune tot Ioan, în 1-a epistolă, capitolul 5, lumea a ajuns sub dominația diavolului. Iată ce scrie el în versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. O mișcare ecumenică mondială cu succes ar însemna să scoți toată lumea de sub dominația diavolului și să o readuci sub cârmuirea lui Dumnezeu. Are șanse de succes o asemenea lucrare? Să privim în cartea Apocalipsei, finalul istoriei omenirii. Este prezentată în capitolul 17 religia, deci nu e vorba de partea ateistă, este vorba de partea religioasă. De la versetul 1, femeia, simbolul Babilonului. Eu citesc doar versetul 5. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Este evident, și nu intrăm în detalii, că femeia este simbolul religiei, fiara este simbolul politic. Dar tot în cartea Apocalipsei este prezentată Biserica Domnului. De exemplu, în capitolul 19, de la versetul 6, și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape puternice, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Deci, în final, vor fi două biserici. Una care va fi mântuită, care este mireasa Domnului Hristos, și una apostaziată. Așa stând lucrurile, vreau să aruncăm încă o privire în Vechiul Testament la Israel. Am amintit aseară că în momentul în care s-au dezbinat cele două seminții, au rămas la Ierusalim și celelalte 10 și-au formulat altă religie prin viței făcuți de Ieroboam, Dumnezeu a vrut să păstreze într-un cadru mai restrâns adevărul. Dacă vom deschide la cartea 2 Cronici, capitolul 18, după ani de dușmănie între cele două regate, Ieroboam cu Roboam au fost în război, Abia cu Roboam de asemenea, Asa cu Baeșa și mai tare, a venit o vreme când s-a instalat o pace între cele două regate. Scrie în 18:1, Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. Aici a fost o mișcare de unificare a regatelor. Întorcând o foaie, scrie în capitolul 19 de la versetul 1, cum privea Dumnezeu unitatea aceasta. Iosafat, împăratul Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Fiul prorocului Hanani, Jehu, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat: cum te-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, că ți-ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Ați reținut? Unul era credincios, fără idoli, celălalt era înțesat de idoli, căci Izabela făcuse loc tuturor influențelor păgâne în Israel, și totuși ei au colaborat în plan militar, în cazul nostru o puteți lua în plan evanghelistic, au colaborat în plan social
pentru noi asta sună, e în plan economic, pentru noi sună în plan social caritabil. Iată ce scrie în capitolul 20, de la versetul 35. Deci mai întâi au fost condamnați, de ce s-au unit la război? Aici scrie, după aceea Iosafat, împăratul Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii care să meargă la Tarsis și au făcut corăbii la Ețion Geber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareș, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea și corăbile au fost fărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis. De ce era supărat Dumnezeu? Rămânând în 2 Cronici, întoarceți-vă rog și la capitolul 25. Un alt moment. De la versetul 6. Un împărat a mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteji și au plecat la război. 300 din Iuda, 100.000 din Israel. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel. Căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii al lui Efraim. Deci, măcar că era poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu vroia să-i mântuiască pe toți, când s-a unit în condiția unul credincios, unul necredincios, Dumnezeu după fiecare încercare le-a ieșit înainte și le-a spus, sunt supărat pe voi. Nu pentru viața lor, ci pentru relația cu ceilalți. În Noul Testament, confesiunii religioase ba se uneau, ba se certau. Știți că la judecata lui Pavel din Fapte 23, el a lansat o săgeată printre ele și a zis, eu cred în înviere. Și atunci s-au dezbinat imediat fariseii de saducheii. În Fapte 6:9, unii din sinagoga a izbăviților, cirenenilor și alexandrinilor au intrat într-o ceartă de vorbe cu Ștefan. Privind în istorie, evoluția ecumenismului a fost marcată la început de formarea unor biserici naționale, în mod special în Statele Unite. Toate bisericile de aceeași denominație, de exemplu, bisericile baptiste, și astăzi ele există în mai multe organizări, dar și-au format și un for central. A urmat apoi formarea unor organizații interconfesionale. De exemplu, s-au unit oamenii de afaceri, acea asociație a lui Demos Zaharian. Au fost înființate organizații de tineret. Și ei n-au mai ținut cont neapărat de confesiunea, de denominația lor. S-au unit toți. Au fost înființate școli teologice unde puteau să vină oameni din diverse biserici. Au fost înființate organizații ale bărbaților sau ale femeilor. Toate acestea au lucrat conjunctural la o unitate în plan ecumenic. Când s-a pus problema conducerii unor astfel de organizații, algoritmul puterii, cum se obișnuiește și în cadrul unei coaliții politice, a fost determinant. Adică cei care aveau mai mulți, aveau mai mulți reprezentanți. Cei care erau cu un număr mai restrâns, aveau o putere de decizie mai redusă. Pe fondul acesta, ecumenismul nu s-a dezvoltat doar într-un singur loc, doar într-o singură organizație, ci s-a împânzit la toate nivelele și în toate bisericile. De exemplu, în România, după 90, bisericile neoprotestante au găsit o formă comună de asociere în scop evanghelistic, în prim plan. Astfel s-a format Alianța Evanghelică din România, ceva sub 1 milion de oameni. Reuniunile acestea organice au condus apoi la consolidarea pe plan internațional a unor consilii. Astfel s-a format în 1948 Consiliul Mondial al Bisericilor. La acest consiliu au aderat în mod majoritar bisericile de orientare liberală, cele care cred în mântuirea socială. Cum vă spuneam aseară, considerând că Biblia este o legendă care trebuie interpretată
rațional. Ei cred că mântuirea va fi de ordin uman. Țineți minte ideea aceasta că diavolul o folosește ca o treaptă pentru următoarea etapă a scopului său final. În paralel s-a format Consiliul Internațional al Bisericilor Creștine. Acesta are o nuanță mai conservatoare, mai fundamentalistă. Și acestea două funcționează în ele, fiind grupate în mare toate bisericile de ordin protestant. Nu toți s-au raliat cu ei. Evident că nu putem scăpa din vedere nici Biserica Catolică, care, având în vedere numărul, pretinde o supremație. Vreau acum, după această prezentare succintă, să ne oprim puțin la câteva pasaje biblice, să vedem care este modul de gândire al lui Dumnezeu și al Sfinților și cum privește Scriptura aceste lucruri. Deschideți, vă rog, în cartea Exod la capitolul 23 și vom vedea ce a intenționat Dumnezeu să facă cu Israelul. Versetul 32 și 33. Să nu faci legământ cu ei, era vorba de cananiți, nici cu dumnezeilor. Ei să nu locuiască în țara ta ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea. Căci atunci ai slujit dumnezeilor lor și aceasta ar fi o cursă pentru tine. Rețineți! Deci Dumnezeu a interzis colaborarea evreilor cu celelalte popoare în mod strâns, în mod special prin relații de căsătorie, cum a greșit Iosafat, tocmai pentru a nu le fi afectată religia. Căci lui Iosafat i-a fost afectat domeniul religios. Copilul lui care i-a urmat la tron, Ioram, nu i-a mai păstrat și nu i-a mai continuat religia, ci a îmbrățișat religia lui Ahab și a Izabelei, că întotdeauna plus cu minus dă minus. Dumnezeu a pedepsit poporul când a devenit idolatru. Chiar dacă ei au manifestat această duplicitate, să recunoască și pe Dumnezeu, dar să aibă practici păgâne. Privind în Noul Testament, vreau să deschidem în cartea Apocalipsei, capitolul 2 și 3, unde este vorba de biserici. La trei dintre ele ne vom opri. Mai întâi 2 cu 14. Pergam. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului lui Israel și să mănânce din lucrurile jertfite idolor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Deci în biserică, posibilitatea de combinare în stilul în care Balaam a învățat pe moabiți se regăsește. Priviți la Tiatira, versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta. Rețineți, nu le impută o trăire neevlavioasă. Le impută doar în domeniul colaborării. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și se amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și într-un caz, și în altul, finalitatea era complacerea stării idolatre, adică apostazia, orientarea spre Satan. Aceste biserici sunt condamnate, dar priviți la biserica din Efes, care este apreciată sub acest aspect. Citesc de la versetul 2. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și i-ai găsit mincinoși. De unde au avut cei din Efes ideea aceasta? Haideți să întoarcem la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, unde este prezentată fondarea bisericii din Efes. 19 cu 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Aparent,
ai fi crezut că vor coexista religia mozaică cu creștinismul. Se adunau în același local. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei și a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. El nu a acceptat să funcționeze împreună cu iudeii care vorbeau de rău calea Domnului și nu recunoșteau pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Pavel a fost exigent atât în lucrurile mărunte, cât și în cele totalmente demonice. Când s-a dus în Filip și ovrăjitoarele făceau o prezentare favorabilă, aceștia sunt robii lui Dumnezeu, a acceptat-o Pavel în anturajul său, îl întâmpina de fiecare dată când mergea la biserică. A rostit clar și dur în numele Domnului să fie eliberată și nu s-a complăcut într-o colaborare care ne-ar duce la coabitare. Dumnezeu vrea unitate. Deschideți la Ioan 17. Domnul Hristos s-a rugat în rugăciunea sa ultimă, în mod special pentru unitate. Dar unitatea, ecumenismul biblic divin, iată ce nuanță poartă. Citesc de la versetul 6. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat tu din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. 8 și 9. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Și după ce descrie separarea noastră de lume, în mod special de la versetul 11, iată cum se roagă de la versetul 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Și ca ei să fie una în noi. Deci Dumnezeu vrea ca toți credincioșii să fie una, dar una în Hristos și cu El în Tatăl. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și ei să fie una cum și noi suntem una. Deci Dumnezeu vrea unitate, dar o unitate pe verticală cu Dumnezeu. Unitatea pământească fără Dumnezeu nu e decât turnul Babel, Babilon. În spatele căruia diavolul lucrează mult mai ușor, fiindcă este simplu să cârmuiești de la centru și să nu te zbați în atâtea forme cum i-a dispersat Dumnezeu pe oameni. Tocmai ca să împiedice proliferarea răului, Dumnezeu a pus granițe, a pus limbi și diavolul întotdeauna s-a adunat să-i adune ca să-i cârmuiască pe toți mai ușor. Dacă privim în Noul Testament și la sesizările apostolilor, de exemplu, citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, se observă aceeași idee de unitate pe fond religios. 2:3. Nimeni să nu vă amăjească în vreun chip, căci nu va veni intenția să fie venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării potrivnic cu care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Acum vă întreb, după ce oamenii se leapădă de credință, ce rost mare să-i domine diavolul din templu, dacă ei ar deveni areligioși? Deci se leapădă doar de o credință autentică, dar ei rămân religioși. Dar diavolul vrea să-i domine din un centru piramidal. Întotdeauna unitatea presupune găsirea unui numitor comun. E suficient să facem apel la puțină matematică. Nu poți să aduni pe 7/4 cu 9/3. Trebuie să le aduci la un numitor comun. Pe Dumnezeu îl interesează numitorul comun
să fie cât mai aproape de adevăr și numitorul comun rămâne este stâlpul și temelia adevărului Scriptura, pe diavolul nu îl interesează numitorul, pe îl interesează numărătorul. Întotdeauna diavolul a mers pe numere. Dumnezeu a mers pe nume. Depinde sub ce idee se vrea unitatea. Dacă nu ținem la nume, la numitor, vom face compromisuri de dragul unității. Sloganul cel mai ieftin, ca un precursor a unui ecumenism avansat, este acesta: în lucrurile principale unitate, în cele minore diversitate. Să-i lăsăm încet, încet să miște. Haideți să vedem cum pune Pavel problema aceasta în Filipeni 3, de la versetul 12. Aici este un text care îți dă cea mai mare libertate ecumenică. Mai mult decât atât, nu te slobozește Scriptura. Nu că am și câștigat premiul. Adică noi nu considerăm că am ajuns desăvârșiți, nici că organizația noastră este în mod absolut ideală. Dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Deci dacă ar fi în creștinism o dorință totală și profundă de apropiere de Dumnezeu, ar fi fericit de noi. Să nu dorești altceva decât mântuirea, decât apropierea de Dumnezeu. Dacă în vreo privință sunteți de altă părere, aparțineți altui curent teologic, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Iluminează pe toți? Iluminează pe toți care aleargă spre țintă. Că pe măsură ce te apropii de lumină, vezi mai bine. Pe măsură ce te apropii de un punct central, nu trebuie multă geometrie, te apropii și unul de altul. Dar dacă întâlnim organizații sau biserici ca și cei din Laodicea, care spun, eu am de tot și n-au nimic, credeți că pe aceia luminează Dumnezeu? Iluminează printr-o pocăință cu râfnă, dar dacă rămân în postura aceea, n-au nicio șansă. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Dar în ce n-am ajuns de aceeași părere, nu trebuie să umblu și eu ca el. Nu-mi cere Biblia asta. Nu-mi cere Dumnezeu. Dacă eu vreau să mă apropii de Dumnezeu, de dragul asocierii cu celălalt, să fiu și eu ca el. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Pilda apropiere de Dumnezeu. Cum se face că și Pavel, deși a primit Evanghelia într-un alt mod și într-un alt timp decât ceilalți apostoli, când s-au reunit, când s-au întâlnit la Ierusalim, s-au reunit, aveau același crez. Și zice el în Corinteni astfel, ori noi, ori ei, nu-i așa propovăduim. Era același Duh, lasă-L Dumnezeu și între noi. E aici, în biserică, numai să ne asociem, să ne subordonăm. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Ăștia merg pe invers, cu ăștia nu te poți uni. Decât dacă vrei să te îndeparți și tu de Dumnezeu. Numitorul comun rămâne, așa cum spunem, Psalmul 93:5. Podoaba casei Domnului este sfințenia pentru toate veacurile. Numai în condiția aceasta putem să ne asociem. Deschideți în 2 Timotei, capitolul 3, fiindcă aici avem recomandarea pentru vremea din urmă. Să știți că în zile din urmă oamenii vor fi, așa cum e scris, așa cum îi vedem. Vă întreb, care ar fi primul om care ar trebui să vadă diferența dintre cum ar trebui să fim după Biblie și cum este poporul? Predicatorii, nu?
Ei care știu cum scrie în Biblie, trebuie să vadă dacă pe teren nu este așa. Și cel mai ușor se vede când vii din afară. Că dacă ești în o biserică, te-ai acomodat treptat cu o anumită stare de spirit, cu o anumită ambianță. Dacă vii din afară, te izbește dacă ceva nu este corect. La oamenii aceștia spune finalul versetului 4, că sunt iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având o formă de evlavie. Și ecumenismul presupune reuniunea tuturor care au o formă de evlavie. Rețineți recomandarea, depărtează-te de oamenii aceștia. Și îi enumeră pe câțiva, unii care au rătăcit în plan teologic, versetul 7, învață întotdeauna și nu pot niciodată ajunge la deplina cunoștință a adevărului, pot să facă studii după studii. Alții, versetul 13, sunt răi și înșelători, vor merge din rău mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Și acum apare recomandarea pentru Timotei. Tu să rămâi în lucrurile pe care le ai învățat, rețineți. Nicio posibilitate de asociere nu are voie să te modifice pe tine din lucrurile care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. Aici se pune problema, cât ești de încredințat. Că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Dacă spui, așa zicea bunica, Lois și mama Eunice. Dar acum de când am plecat, predicatorii spun altfel. Dar tu nu zici că ai învățat de la bunica, tu fixează-le din Biblie, că s-ar putea să fi fost rele și alu bunica. Pavel îi zice, tu din Scriptură le-ai reținut și ți-ai formulat principiile. Și acum tu rămâi lângă Scripturi, fiindcă spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, ca să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iată, vis-a-vis de aceste lucruri, mai citesc din Iacov 4, ce zice apostolul, cum să ne depărtăm de ei? Ideea aceasta am punctat-o cândva la o conferință, dacă vă amintiți. 4:8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Biblia nu-și cere să te îndeparți artificial și să te duci în altă direcție. Că, de exemplu, martorii s-au desprins din mișcarea adventă. Unii au luat pe o parte și ceilalți s-au dus în cealaltă extremă. Și s-au depărtat unii de alții. Biblia își cere să te apropii de Dumnezeu, să alergi spre țintă și făcând asta, din oficiu te desparți de cine stă pe loc sau luat în altă parte. Și atunci e simplu. Tu nu te trudești să te desparți. Tu te trudești numai să te apropii de Dumnezeu. E o rezultantă, un efect despărțirea de alții. Pavel nu și-a pus scopul în Efes să se rupă de sinagogă. Ei și-au pus scopul să învețe în fiecare zi din Scriptură, s-au apropiat de Dumnezeu și s-au îndepărtat. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și în 2 Petru, capitolul 3, apostolul vorbește de la versetul 16 despre oamenii care se pierd pe fondul acesta, vorbind despre Pavel, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre aceste lucruri, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici. Deci aceste două categorii se abat. Unii nu știu și alții nu sunt statornici. Eram în Grecia la o familie și zicea o soră, grecii sunt tare ortodoxi. Când mă duc la ei și lucrez, mi-au zis să-mi fac cruce și mi-am făcut, că m-am gândit că nu e o mare problemă. De-abia după ce m-am dus în țară, mi-a zis mama, draga mami, să nu mai faci, că nu-i bine. N-am mai făcut de atunci, să nu o necăjesc pe mama. Deci vă dați seama, ea nu a avut un concept fundamentat biblic. Ori nu știa, ori nu era statornic. Atunci suntem copiii pe care ne poartă unii și alții încoace și încolo. Cum vor își bat joc de noi? Și prin ei satana. Dar voi, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți. Deci ne trag după ei.
de rătăcirea acestor nelegiuiri și să vă pierdeți tăria și creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă crești în har și în cunoștință, nu te mută nimeni. Dacă vrei să crești numai în har, o să fii foarte mutabil și nu o să ai stabilitate. Vizând aceste principii biblice, o unitate la învățătura Scripturilor, care ne dă unitate cu Dumnezeu. Cum zice Ioan, vrem să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său. Dacă nu se obține unitatea în aceste condiții, atunci Dumnezeu este mâniat pe noi și se retrage. Și rămânem în organizații religioase, în comuniune cu diavolul. Iată de ce pe fondul acesta catolicii au reunit, într-un fel reconciliind cu ortodoxii, în 1994 au semnat un pact catolicii cu protestanții și, ceea ce vom aminti în lecția care urmează, care să zic că s-au amestecat cu ceilalți, cine a produs imixiunea? Catolicii s-au unit cu carismatici, fiindcă sunt mase întregi milioane de catolici care sunt carismatici. Și închei ideea aceasta despre poziția Bibliei față de ecumenism, citind în 2 Corinteni, capitolul 6. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Am putea crede că privește pe cei de afară. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina și întunericul? Cu întunericul. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Și acum trece cu problema în plan religios. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Cum se împacă la adunări împreună cei care pretind că sunt botezați cu Duhul Sfânt și trupul lor și reuniunea lor este templul Duhului Sfânt, cu catolicii care sunt plini de idoli? Căci noi suntem templul Dumnezeului Celui Viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Și legați versetele acestea de cel care urmează, dând șaptele la o parte să nu vă încurce, ca să-l priviți ca un tot unitar. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, să fim fii și fiicele lui Dumnezeu, care n-a putut să se unească cu diavolul și nu poate, că atunci toată istoria umanității ar fi în zadar, experimentul lui Dumnezeu ar fi degeaba. Prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Faceți încercări de a fi oamenii recuperați. Aici sunt încercări în capitolul 7 când Pavel trimis pe Tit, pe Timotei, să-i recucerească pe corinteni. În capitolul 8 este o legătură de ordin social, filantropic. Dar nici aceasta nu s-a realizat până când n-a intervenit pocăința lor. Nu se poate. Cineva din țară a propus să fim asociați de o organizație cu aceeași nuanță penticostală din Statele Unite, pe motiv ca să sponsorizeze lucrătorii. Și cineva a obiectat spunând, dar atunci ei vor conduce la noi acasă. Și altul a spus, nu, ei vor doar să colaborăm și ne ajută dând bani la fiecare. Și m-am gândit, câtă miopie! În cartea Deuteronom stă scris în capitolul 16, versetul 19, așa. Darurile orbesc ochii înțelepților și sucesc cuvintele celor drepți.
Nu trebuie să-ți impună nimic, numai să-ți dea bani, că te strâmbi tu de la sine. Nu trebuie să-și ceară ei. De aceea, chiar și o sponsorizare și un ajutor în orice ordin trebuie primit doar de la oamenii care cred ca și tine, ca să n-ajungi tu să crezi ca și ei. Te afectează. Ne unim cu toți, numai să se unească ei întâi cu Dumnezeu. Părtășia noastră este la nivel de familie. Cum intră în familia tatălui, cum ne sunt frați și surori? Până nu intră, nici verișor nu-i recunoaștem. Că diavolul cu Dumnezeu nu-s rudenii, ca să fie ei verișorii noștri primari, să fie născuți din nou și o să ne fie frați și surori. Că dacă nu ne dezmoștenește tata pe noi, și nu avem nevoie de una ca asta, să le dăm din un delemnul nostru, să nu ne ajungă nici nouă, nici lor. Adică să rămânem toți pe din afară. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne dea lumină. Să înțelegem cu cine și unde vrem să rămânem. Ne apropiem, cum spune în Evrei 12, la 22, la 24 de biserica celor întâi născuți, care sunt în familie, scriși în ceruri, sau ne apropiem de Babilonul din Apocalip 17. Că numai un capitol mare, în 18, cade. Și am dus credința până aproape la mal și la gata ne încorporăm în rândurile lor ca să gustăm prăpădul lor. Doamne, ferește-ne și păzește-ne!